SCM Biteș nu are un start de sezon foarte reușit, pierzând sâmbătă un meci important cu CSA Fumați cu scorul de 2-1. Oaspeții au fost conduși, au rămas în 10 oameni și s-au impus pe final, cei drept cu șansă portarul Udeanu, scăpând inexplicabil mingea în plasă. A fost un joc foarte frumos, peste nivelul Ligii a 3-a, cu echipă bună, FC Argeș, dar noi ne-am făcut jocul, am jucat foarte bine, după ce marți am avut un meci de cupă care a durat 120 de minute. Am crezut că nu putem să ne refacem, dar am reușit până la urmă. În următoarea etapă, SCM Pitești joacă în deplasare cu CS Concordia Chiajna 2.